Peste 600 de gălățeni vor petrece revelionul la sala sporturilor, locația aleasă de primăria municipiului Galați. Petrecerea va începe la ora 21 și va ține până spre dimineață. Meniul cuprinde salată beof, tobă, caltaboș, lebăr, șunculiță de casă, chifteluțe, salam de vară, șuncă presată, telemea, măsline, roșii, castraveți, sărmăluțe în foi de varză cu smântână, grătar din mușchi, file de porc, piept de pui, pulpă de pui la tavă cu salată de iarnă, chifle, vin alb demisec, apă minerală răcoritoare, chec, cozon și foietaje. Programul artistic va fi asigurat de artiștii Teatrului Muzical Nae Leonard și va include muzică de estradă, colinde și un taraf. Biletele au costat 30 de lei de persoană. Condiția pentru a beneficia de aceste bilete a fost ca venitul maxim al celor doi soți să fie de cel mult 1500 de lei sau 750 de lei de persoană, iar vârsta minimă 45 de ani, împlinită inclusiv pentru 1 ianuarie.